Dimineața, domnul primar, bine v-am găsit într-o zi frumoasă așa de primăvară. Bună dimineața, bine ați venit! Localitatea dumneavoastră, Șopârlița, este recunoscută foarte mult datorită ansamblului folclorii pe care dumneavoastră l-ați înființat de când ați venit primar. În urmă cu... Într-adevăr, așa este. Eu sunt primar din 2008. Da. Ansamblul este înființat în 2012, în martie. În martie, da. Așa este, datorită acestui ansamblu, suntem cunoscuți la nivel de... Da, la nivel de țară. Ne-am întâlnit cu primar din Argeș, din Vâlcea, și tot pomeneau de Șopârlița. Era foarte cunoscută, alte localități și nu prea le-au rămas în memorie, dar Șopârlița, sigur, datorită acestui ansamblu. Așa este, noi, dacă ne uităm bine pe hartă, comuna Șopârlița nici nu apare. Noi, până în 2005, am fost cu arondați de comuna Prâșcoveni. Așa este. Nici nu apare. Suntem o comună mică. Câți locuitori? Păi, în jur de 1400 de locuitori mai sunt de la mod. Am fost 1560, da. Domnule primar, știu că localitatea dumneavoastră este mică, într-adevăr, și că s-a desprins dintr-o altă localitate. Ați avut proiecte pentru dezvoltarea localității și le-ați realizat. E vorba de căminul cultural, de amenajarea școlilor, drumurilor, o parte din ele alimentare cu apă. Ce aveți în plan acum? Este cel de-al treilea mandat al dumneavoastră, dacă mă șel. Da. Ce aveți în plan pentru mandatul ăsta? Într-adevăr, sunt la al treilea mandat. Din 2008, când am venit, m-am apucat și am dezvoltat proiecte. Am avut un proiect pe 3.2.2 care a fost aprobat în 2009, adică a fost eligibil, dar fără finanțare. Și anul trecut, în 2015, în 2016, mi s-a aprobat finanțarea. Pe ordonanță, asta ce înseamnă? Înseamnă că am în jur de 6 km de asfaltare, drumuri asfaltate, drumurile comunale. Sunt asfaltate cu podețe, cu șanțuri dalate, cu poduri la poartă. Tot în acest proiect, este un proiect integrat, avem și o creșă pentru copii, de la 1 la 3 ani, cu un număr de 13 copii. Deci mai aveți, mai aveți copii. Avem un prejmuire la un monument istoric, o biserică care este după 1600, un prejmuire real. Am avut pe ordonanța 28 APA, sistemul de apă, care am finalizat-o, am făcut recepția finală, acum urmează să cetățenii să-și facă cereri și să ne apucăm să le branșăm la apă. Tot pe ordonanța 28 avem sistemul de canalizare, care ne-am apucat de anul trecut de el, prin fonduri proprii, și acum sperăm că o să obținem bani să continuăm să terminăm canalizarea. Căminul cultural, așa cum a spus dumneavoastră, este terminat după 2013, că tot pe fonduri europene prin GAL. Deci ultra-modern, cu toate utilitățile, cu tot ce este. A fost o investiție care, nu nouă, ci a modernizat. Da, modernizare, reabilitare în proporție de 70%, 80%. Foarte bine, da. Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă v-ați gândit și la o modalitate de a păstra tinerii în localitate, pentru că, din câte îmi spune și dumneavoastră, din 1000 peste 500 de locuitori au mai rămas, sau rămas, nu dispar. Da. Unii mor, alții se pleacă. Populația este cam de vârsta a treia, majoritatea sunt bătrâni, în jur de 70-80 de ani, 85 de ani de populație îmbătrânită. Tineretul care a plecat din localitate, sunt la orașe, nu mai vin. Întorc. Practic, ce au rămas noi acum, cam ăștia suntem de sine stătători. Ce am rămas acum, astea sunt. E pericol populația rurală să, eu știu, să dispară așa încetul cu încetul? Nu, cred că mai, într-adevăr, cum am zis, populația este un pic mai îmbătrânită, dar se mai nasc, mai facem cu un copil, doi, trei, mai venim. Am înțeles. Da, vă rog să continuați cu proiectele și să ne vorbiți și despre ansamblu. Unde mai merg copiii? Ce spectacol mai au? Ansamblu cu luna. L-am avut, am fost anul trecut la Peștișorul de Aur la Tulcea. Tulcea, pe care l-ați câștigat, da, și ați luat marele premiu, așa e? Felicitări! Și acum anul ăsta să vedem unde ne deleagă de la cultură, unde... Să mergem, ca să reprezentăm județul Olt, cu mândrie și cinste. Ansamblul este
un ansamblu foarte tânăr în copiii școlii generale. Acum mai sunt câțiva care sunt în clasa nouă, au mai plecat, dar totuși vin la repetiții să țin de treabă copiii. Le place. Deci își urmează cursul, da, chiar dacă au plecat la școală în altă parte. Vin pe fiecare sâmbătă, au câte 2 ore, 3 ore de care vin la repetiții. Am înțeles. Vă rog să continuați cu investițiile pentru localitatea dumneavoastră. Păi, investițiile, așa cum am mai spus înainte, deci am avut modernizarea Cămilului Cultural, școala este, da. Și școala este făcută, e centrală termică în ea, deci... Despre cumpăduririle, cum vă sunteți afiliat la vreun program? Cumpăduririle nu suntem, că la noi a fost o zonă în care nu... N-a fost prins niciodată și nu e nevoie. Nu e nevoie, că noi ne leagă de comuna Pârscoveni, în jur de 2 km în stânga spre Caracal și în partea cealaltă 1 km de Pârscoveni. N-avem. Și nu sunt pericole de, cum să vă zic eu, de viscole de ăstea pe timp de iarnă să blocheze drumul, nu. Bine, domnul primar, noi vă mulțumim, vă urăm succes. Și eu vă mulțumesc și mai poftiți pe la noi. Cu drag.